Volt az itasom? Sauna? Ultima? Ultima. 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 Ultima oferta, ne străduim, ne străduim ca să primim 400 de lei și restul anul viitor. Deci 400 de, stați puțin ca să răspundem. Deci, limita de 55.000 pe lună rămâne, că nu sunt, v-am spus de la capul locului că nu sunt mai mulți bani. Și în cadrul acestor 55.000 de lei pe lună, am vorbit și cu contabilitatea și cu Consiliul de Administrație, ca acum, în prima variantă, dăm conducătorilor de autobuze 400 și diminuăm la TESA. Urmând ca să reglăm, acum să, în ghilimele, să aștepte, cum ei o să aștepte câteva luni, până la reglare în februarie. Și urmând, dumneavoastră primiți 4 și urmând ca diferența să primiți în februarie. Asta care primește. Da, cu condiția, cu 400, să acceptați daunele, ce o să fie? Daunele. Acoperă motorina, economia de motorină. Economia de motorină. Și când am ieșit. În orice caz, cei care ați pornit și ați decis că participați, Suntem și din concediu aici, în moment am de. Vor fi prejudicii, asta trebuie să spun cei care au. Dacă nu, vețelei de către noi, atunci nu. Nu. Vinde. Asta e unde motorina ne salarii biletele neplătite, biletele. Hai cum se face? Oamenii lăsați în stații. Scoate domn director, că e băiat deștept. Da, da. 400 de lei, așa cum a zis dumneavoastră, cu condiția dacă ne ștergeți pagubele. Da. Eu nu pot să șterg pagubele. Atunci face. Nici ce să nu face. Asta mai departe. Dar nu există nicio pagubă, n-are ce să se eventual. Nu o să vă. Și atunci ai să facă, stai unul de zi.